Pentru că aveam nevoie de niște răspunsuri, voiam să aflu dacă pot să fac ceea ce fac, pot să fac mai bine, sau dacă pot să îmbunătățesc ceva în ceea ce lucrez eu la momentul respectiv, meseria de profesor. Wow. Au fost foarte multe momente, dar unul, să zic așa, cel mai deosebit a fost cel de plantare de semințe, care mi s-a părut extraordinar, și o scrisoare pe care n-am scris-o altcuiva, ci am scris-o pentru mine, mie. Asta mi s-a părut cel mai interesant moment, cel mai deosebit. Momentul cel mai frumos, că exact așa am început. Dragă Paula, de mâine trebuie să te apuci de treabă. Și trebuie să faci asta, și asta, și asta. Și aproape că nu mai opream din scris. Experiența asta a acceleratorului este ca un dar, că suntem în preajma Crăciunului. Și o să mă duc cu darul ăsta așa mare, precum vine Moș Crăciun, și o să scot de acolo câte un dar mai mic, așa. E plin de daruri multe, multe mici. Și o să scot în fiecare zi un dar, pentru că eu am primit darul ăsta atât de mare și de important pentru mine. Și clar că am misiunea importantă ca Moș Crăciun să duc mai departe darurile către ei, către elevi. Până să ajung aici, credeam că trebuie să știe cât mai multe limbaje de programare și cât să știe tot ce apare peste noapte în domeniul informaticii. Acum mi-am schimbat viziunea. Peste tot pe unde am mers și am vizitat și ne-am întâlnit cu oameni care lucrează, sunt oameni de succes, oameni tineri care deja au atâtea idei și se gândesc la tot felul de lucruri, am ajuns la concluzia, ei vorbeau foarte mult despre soft skills. Cred că exact pe asta nu mă axam, cel puțin decât pe foarte. Eram primit profesorul Turbo. Turbo, care să cred că acceleram la maxim pe domeniul informaticii, și cred că asta am înțeles, că trebuie competențele pe care ei trebuie să le aibă mână la așa repede, pe rapid, ar fi așa, să aibă foarte mare încredere în ei, să aibă curaj să înceapă orice idee le vine, să fie creativi, să-și dezvolte ideea, să nu abandoneze, dar în același timp să schimbe direcția. Dacă mâine ideea aia pe care au pornit, nu știu, poate nu știu, nu se finalizează, au încercat de mai multe ori să schimbe direcția. Curaj, încredere, astea sunt cuvinte cheie, magice, comunicare foarte multă, să comunice foarte mult în fața altora. Lucru care aici eu am oarecare problemă, pentru că și eu mă emoționez în fața altora. Și atunci e clar că poate să-i ajut într-un fel, să le povestesc din experiența mea. Asta cred eu, că pe lângă celelalte lucruri de teoretice, de materie în sine, de disciplină. Soft skills. Rolul profesorului de informatică este acela de a-l încuraja pe elev, de a-i spune că totul e posibil, că trebuie să aibă clar curaj să facă, să se arunce în lumea asta și să facă pas cu pas. Că nimeni nu s-a născut învățat și până la urmă în domeniul acesta în continuă schimbare poți să te, nu știu, înveți în fiecare zi și deci e clar că ce înveți azi poate nu mai este peste 5 ani. Să îl încurajeze foarte mult pe elev. Să facă să fie creativ. Să-l ajute să vadă din mai multe perspective. Nu așa dau eu o direcție și el trebuie să meargă pe direcția aia. Da, o idee de proiect care mi-a venit aici la accelerator. Pentru că eu apar n-aveam ce înseamnă piciuri. Deci, cu toată sinceritatea, nu știam ce e aia. Deci, era o denumire nouă pentru mine. Și pentru că am fost la prezentarea de piciuri, și pentru că am văzut acolo tineri, cred că studenți, unii poate chiar terminaseră facultatea, și aveau mari emoții. Foarte mari emoții. Și am prins în momentul în care am intrat în sală exact o tânără care, din cauza emoțiilor, a trebuit să părăsească sala. Și a fost așa și o dezamăgire pentru mine și, în același timp,
ceea ce era în mine, așa ca profesor, sentimentul acela de a-l ajuta, știam că nu pot să fac mai mult. Dar atunci mi-a venit ideea de a face o sesiune de pitch-uri la nivelul școlii. Școala are 53 de clase, să zicem de la primar până la gimnaziu, poate dacă iau numai clasele de gimnaziu 24 de pitch-uri și ar fi o sesiune extraordinară la nivelul școlii. Și apoi extinsă, oarecum, poate la nivelul local, la nivelul comunității, de a susține, nu știu, idei, proiecte, nu știu dacă neapărat produse finale, pentru că e greu să faci produse, dar nu știu, să facem pe anumite teme, să fie o sesiune de pitch-uri. Aș recomanda programul acesta pentru că este un upgrade necesar profesorului de informatică. Și așa cum nu mai folosim Windows XP, e deja depășit și nu cred că mai are cineva, nu știu, dacă mai are, oricum nu are ce să facă cu el. Este necesar acest upgrade pentru că altfel nu ești decât o versiune veche pe care nu mai folosește nimeni și nu mai ești bun în vremurile actuale, ești expirat. Și trebuie să faci asta pentru ca să devii o versiune mai bună. Poate nu e cea mai bună, poate mai are niște lucruri care nu funcționează bine, dar asta le reglezi pe parcurs, de-aia se fac acele programele după ce apare versiunea, ca să o îmbunătățească. Deci așa văd eu programul ăsta accelerator. Un upgrade. O frază puțin mai lungă. Este o călătorie într-o lume la început necunoscută, cu niște oameni fantastici, dar foarte pasionați de ceea ce fac. Super fain. Și în călătoria asta primești, ești răsfățat. Și primești, și primești, și ai o mare responsabilitate la sfârșitul călătoriei. Ești răsfățat, ești dus, plimbat peste tot. La sfârșitul călătoriei te întorci de unde ai plecat și ai responsabilitatea și datoria de a transmite mai departe tot ceea ce tu ai văzut, tot ceea ce tu ai întâlnit. Cei care nu au fost cu tine în călătorie nu pot decât să-și imagineze, dar le aduci ceva de pe niște tărâmuri necunoscute de ei. Așa am văzut-o eu, așa mi-am imaginat-o și tot de Crăciun ar fi așa, într-un fel, să le faci ziua în fiecare zi să fie un Crăciun. Din călătoria asta te întorci cu cadouri pentru tot anul.